Următorul invitat, dragi prieteni, în această ediție de Crăciun este doamna profesoară Anca Popa, viceprimar al municipiului Ploiești. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Ați venit cu bubulina, nu? Da, am venit cu bubulina. Care e povestea bubulinei? Este o păpușă, dragi prieteni, după cum puteți observa. I-am rugat, am mai precizat acest lucru, pe toți invitații i-am provocat să vină cu un obiect, o jucărie, o păpușă, care să le aducă aminte de copilărie. Care e povestea bubulinei, doamna profesoară? De când o aveți? O am, cred că aveam 5 ani, pentru că mai degrabă funcționează memoria afectivă decât cea a realității, să spunem. Am găsit-o sub brad în dimineața de Crăciun, pentru că... Ai, chiar de la Moș Crăciun? Este de la Moș Crăciun, da. Și eram unul dintre copiii care erau atât de fericiți că au primit în dar niște jucării care la vremea respectivă cred că se găseau mai greu. Pentru că era o perioadă grea, așa cum o știm și noi, din perioada aceea comunistă. Nu se găseau jucării pe Nu se găseau foarte ușor jucăriile și, de ce nu, era și o investiție pe care părinții o gândeau. Bun, poate... la Moș Crăciun e generos, da. E bogat și ca atare da. Bați bubulina. Bineînțeles, pentru mine Moș Crăciun a existat dintotdeauna și va exista, pentru că este perioada magiei, este perioada aceea a sufletului în care ne apropiem de cei dragi, ne apropiem de cei de lângă noi și de ce nu, hai să spunem, deși pare puțin așa reclamă, hai să facem faptele bune, hai să facem puțin bine, astfel încât să le fie celor de alături un pic mai bine. Crăciunul așadar înseamnă? Familie. Iubire. A ce miroase Crăciunul copilului din dumneavoastră? A prăjituri. Cu mere? A prăjituri făcute de mama. Da. A cozonacii bunicii care n-au mai ieșit niciodată la fel, a turte moldovenești, scutecele Domnului se numeau, se mâncau pe data de 24 decembrie și se făceau cu nucă și cu miere. Scutecele Domnului. Scutecele Domnului, da, erau foi subțiri, cum sunt foile de plăcintă, se coceau pe plită și se puneau strat după strat, o foaie, miere, nucă, din nou o foaie, erau extraordinar de bune. Extraordinar de bune. Bunica le făcea. Bunica le făcea. Și de Crăciun erați de obicei acolo? Bunicii au trăit cu noi în casă, întotdeauna am fost o avantajată, am fost... în casă cu străbunica, am fost în casă cu bunicii, cu părinții și în casa noastră întotdeauna au avut loc toți cei din familie care erau așa trecuți de vârsta tinereții de mult. Ce înseamnă pentru dumneavoastră sau ce vă inspiră această imagine, această cu familie reunită? De obicei tinerii zic, adică noi nu întotdeauna recepționăm corect la momentul respectiv prezența celor, a bunicilor, a străbunicilor. Acum văd puțin melancolic așa cu scutecele Domnului, mi-a rămas asta. Da, pentru că ai mei erau așa de pe granița dintre Moldova și Muntenia, din Focșani și păstrau o parte din datinile de acolo. Iar ce mai păstrau? Bunicii, părinții, străbunica și eu sunt născută în Focșani. Ce obiceiuri mai păstrau despre care vă mai amintiți? Avem odată scutecele Domnului. La colinde bănuiesc. Am văzut jucat ursul. Dar mărturisesc că n-am fost extrem de impresionată, pentru că n-am avut imaginea aceea frumoasă
a colindului, ci mi s-a părut puțin deplasată. Da. Da? Era un urs ținut în lanțuri și jucat. Nu e o imagine frumoasă. În schimb, vă pot spune o imagine frumoasă din casa bunicilor din Focșani, când pe 25 decembrie primeau cu steaua și veneau tineri care spuneau, performau un colind extrem de lung despre nașterea Domnului, iar lângă ei aveau un panou făcut la traforaj din care decupau o stea, iar de jur, decupaseră o stea, de jur împrejur aveau icoane, pornind de la Maica Domnului cu Domnul nostru Iisus Hristos, adică aveau, erau extrem de mult legați de adevărata însemnătate a stelei. Ori în partea aceasta a Ploieștiului era cumva pierdută această semnificație a colindului. Mergeam poate cu alte semnificații, cu alte motivații. Exact. Acolo mi s-a părut extrem de fascinant lucrul acesta. Plugul, am prins plugul. Dar iar plugul adevărat. Plugul cel adevărat, da, pentru că dimineața se pornea cu colindul, cu plugușorul. Cei mici plecau cu plugușorul, iar seara veneau bătrânii cu plugul și neurau. Ați trăit între două lumi, așadar. Cea a Moldovei, unde tradițiile... Rămăseseră, chiar dacă era oraș, își păstrau cumva... din vechime parfumul acela pe care îl rememorăm și astăzi. Era Ploieștiului unde intențiile erau altfel. Da, eram industrializați, era altceva. Focșani nu a fost atât de mult industrializat, astfel încât și-au păstrat altfel tradițiile. Bunicii, când vorbim despre Crăciun, joacă un rol important în mintea dumneavoastră? Nu doar despre Crăciun, ci și despre Paște. Cred că pentru fiecare zi și pentru începuturile de școlii, bunicii au jucat un rol extrem de important, cred că, în viața întregii mele generații. Dacă unii dintre noi au fost cu cheia de gât, alții au fost privilegiați, eu am fost dintre aceia pentru că acasă mă așteptau bunicii. Și cred că suntem extrem de avantajați în spațiul acesta românesc, că ne-am păstrat bătrânii acasă, că i-am păstrat alături de noi și că apropiem tânăra de generație de cea trecută mai mult prin viață, astfel încât copiii noștri pot învăța din farmecele lumii de altă dată, din experiența bunicilor și, de ce nu, au mult mai mult timp să vorbească cu ei decât noi, părinții. Și atunci le transmit mult mai multe valori decât ne-am dorit noi cu adevărat să facem lucrul acesta. Spuneți-mi, vă rog, care sunt acele obiceiuri pe care, din copilărie, de Crăciun, pe care le păstrați sau încercați să le păstrați și în familia noastră acum? Mai întâi bradul, împodobitul bradului. Aveți un ritual? Nu este neapărat un ritual, este momentul acela în care fiecare lasă deoparte tot ceea ce are de făcut și suntem împreună. Când e asta? Pe 24. Pe 24 decembrie. Se întâmplă mai devreme doar dacă cu toții convenim că vom fi împreună. Nu altfel, pentru că momentul acesta este unul care prilejuiește întâlnirea noastră. Indiferent de ce avem de făcut peste zi, știm că seara suntem împreună, comunicăm și împărțim timp de calitate. Este un moment extrem de frumos. Ziua de Crăciun, masa din ziua de Crăciun, nu contează ce este pe masă, contează că suntem cu toții în jurul ei. Deci 24, 25, după care pot tinerii să facă ce-și doresc, da? Pot să-și facă ce doresc, la fel. Dar am reușit să păstrați? Sau este la trebuie și gata, nu se comentează? Nu,
Le-am explicat din perioada adolescenței, când aveau obiceiul să, și dorința de a împărți timpul cu prietenii lor, că există anumite sărbători care trebuie să fie tainice ale familiei. Și acestea sunt Crăciunul, Paștele și toate momentele acelea aniversare din familia noastră. Sărbători tainice. Tainice. Pentru că acela este momentul în care se întâlnesc sufletele până la urmă, în care găsești momentul acela de relaxare, în care poți spune celuilalt ceea ce îți dorești, ce planuri ai, ce dorințe ascunse poate le ai și nu reușești să le spui decât în fața lor tăi. Este, dacă vreți, un fel de psihologie, să spunem, a familiei care cred că are succes. De asemenea, am spus, revelionul este al vostru, aveți dreptul să faceți și de 1 mai petreceri și de și de revelion. Să cunoaște acolo se de limba poate. Română, că avem amândoi ochii umeziți, da. Dar bine că avem o singură cameră. Da. Spuneți-mi, vă rog, așadar, împodobitul bradului. Să vă spun ceva. Vă rog. Veți avea poate ochii și mai umezi. Pe 26 decembrie... Deci dacă vreți, eu plec și... Da. Pe 26 decembrie, bunicul meu a plecat, într-o zi de 26 decembrie, a plecat dintre noi cântând colinde. Fusese cântăreț și în strană, la biserică, și a avut atâta dragoste pentru tradițiile acestea și pentru menținerea, pentru că era o ființă extrem de optimistă, era un om extrem de blând, de bun, încât ne spuneau cei din jur că a murit cântând colinde, era în spital. Deci, pot spune că, iată, perioada aceasta a Crăciunului este într-adevăr una cu profunde semnificații. Bradul, când îl împodobiți, ce se întâmplă? Sau este pur și simplu? Vorbeam cu primarul de localității Măneciu, domnul Auraș Dragomir, care ne povestea că în brad ar fi bine, în zona Măneciului, se întâmplă să oamenii caută globuri de la bunici, globuri de la părinți, globuri de la actuala generație, astfel încât acolo, evident simbolic, să se întâmple lucrurile despre care vorbeați dumneavoastră un pic mai devreme, apropo de împreună. Mărturisesc că o perioadă am păstrat globurile din copilărie și nu le-am agățat în brad, tocmai ca să le păzesc de entuziasmul copiilor care le-ar fi putut sparge. După care, văzând că a trecut perioada aceea a entuziasmului, ca să-i spun așa, am început să le scoatem. Sunt fascinați pentru că au rămas câteva, sunt foarte frumoase, au rămas câteva de când aveam un an, doi ani și acele globulețe au loc acolo în brad de fiecare dată acum, astfel încât să ne amintească de cei care au fost. Nu avem neapărat fiecare dintre noi câte un glob, da, special. Poate băieții au început să le aibă pentru că le-au mai primit așa cu dedicație și e frumos să le păstrezi și lor amintirile. Dar păstrează legătura cu ceea ce a fost. Avem o continuitate. Pentru că asta înseamnă Crăciunul împreună. Așadar, Crăciunul miroase a sarmale. Nu, n-ați spus sarmale, stați. N-am spus prăjituri. Colaci, cum a spus? Cozonacii bunici. Cozonacii. Turte. Da, se făceau și sarmale. Turte faceți? Nu, nu fac. Asta faceți ceva din tot.
din tot ceea ce... Am mai păstrat din rețetele mamei, mărturisesc că am caietul de prăjituri al mamei, am rețetele de prăjituri ale mătușii mele, am adunat rețete și eu din toată familia, numai că timpul nu prea ne mai permite. Dar de fiecare dată în această perioadă îmi găsesc timp măcar o prăjitură să fac, să fie după reclama aceea, ai făcut tu asta pentru mine, da? Să fie ca un fel de jertfă pentru familie. Încerca să-i păcăliți și mă iese. Da, și mi iese, măcar o prăjitură făcută de mine, pentru că este special momentul. Miroase calea de porc Crăciunul? Cu siguranță că da, cu siguranță. În copilărie? În copilăria mea mirosea carne de porc, pentru că părinții de fiecare dată când aveau grijă să păstreze. Păstram carnea la garniță, se spune acum, o puneau în borcanul cu untură și mamă ce bună era, era sărbătoare într-adevăr. Vedeți că nu sunt fan neapărat mâncare, v-aș spune murături. Extraordinar de bune murături pe care le face. Ba da, sunt extraordinar ca ale bunicii, de bune. Ca ale părinților? Da. Soțul a pus murături, mie nu-mi plăceau decât castraveții, îmi plăceau gogoșarii. Soțul a pus acum și altfel de murături, a pus pepene, a pus conopidă, deci miros la fel. Beciul este aproape la fel de plin ca în perioada copilăriei, să știți. Ultima întrebare, doamna profesoară, spuneți-mi, vă rog, care este imaginea din copilărie, din preajma Crăciunului, pe care n-ați putut să o uitați și care, când vine Crăciunul, e greu să aleg. Mamă, câte am! Doamne, câte am! În primul rând am copilărit pe o stradă unde eram vreo 6 fete și vreo 8 băieți. Nu vă spun ce jocuri minunate se încingeau în fiecare anotimp, iar iarna nu făcea excepție. Construiam cazemate, ne băteam cu bulgări. Da. În aceeași măsură am învățat să patinăm pe stradă, pentru că și cu patinele acelea care se strângeau cu cheiță. Fotbal pe zăpadă, să vedeți ce frumos, este minunat, este extraordinar. Am jucat și acum mi-ați declanșat, da. S-ați văzut un declic, că și eu am jucat foarte mult fotbal pe zăpadă. Fotbal pe zăpadă. Da, și aluneci într-un fel, adică... Este extraordinar. Nu simțeam nici apa din cizmulițe, pentru că aveam cu siguranță, nici frigul. Cum să nu ai o asemenea imagine frumoasă? De asemenea, mergeam alături de ei la colindat, fiecare pe la părinți. Și luam așa toată strada la colindat, era extraordinar de frumos. Nu, eu nu înțeleg ce nu se mai colindă, vă spun sincer. Adică tradițiile și colindele, tradițiile, putem să le păstrăm. Ține doar de noi. Fiindcă foarte mulți spun, doamne, ce frumos era. Mai sunt localități, e adevărat, mai sunt comunități. Și Măneciu este una dintre, pe semne că sunt multe la altele. La Mislea se întâmplă același lucru, la Iată. Noi la țară. I-am care spus vecinului, exact, vezi, când vin copiii să-i aduci și la noi. Da. Da? Pentru că e minunat să se întâmple de comunitate. Lucruri. Efectiv este. De comunitate. Și dacă vrem să păstrăm aceste tradiții frumoase, adică plugul și plugușorul, respectiv plugul, sunt tradiții frumoase. Alea frumoase, nu chiciurile care se mai fac uneori. Da? Bună dimineața pe 23 da. Decembrie. 23, 24, cam așa. Eu știam de 20. Bună dimineața și era pe 23 înainte, și pe 24. Era înainte de Crăciun oricum. Înainte am reținut la dumneavoastră așa, dar Crăciun înseamnă împreună. Neapărat. Familie. Familie extinsă, dacă se poate. Este extraordinar și... cât mai mulți împreună, dacă se poate, dar cei din familie, tainele. Pentru că familia este o mare taină, dacă se poate. Și, pe de altă parte, pe 26, un gând pentru bunici. Neapărat. Și nu numai. Pentru, eu cred că de la Crăciun până la Bobotaz, gândurile sunt amestecate cu toți cei care, pe care îi avem în suflet. Mă întrebați de imaginile din copilărie și
am început de la împodobitul bradului. Lălăind mai frumos sau mai puțin frumos, noi cântam. În copilăria mea se cânta foarte mult, da, în casă, fără a avea neapărat voce, dar era o anumită stare de spirit. De asemenea, să știți că și părinții mei colindau când mergeam în casa bunicilor de la Focșani, ieșeam, mai ales că se întâlneau toți frații tatălui, ieșeam cu toții la fereastra bunicilor și colindam. Cu linguri, cu căni, cu clopoței, cu tot ce aveam la îndemână, făceam... Da, și cu linguri, da, aveți dreptate. Da, cu linguri, în căni, nu conta, pentru că toate acestea, până la urmă, au un anumit sens în credința populară. Se alungă spiritele rele, să nu uităm. Crăciunul înseamnă și miros de brad natural sau nu neapărat? Înainte era miros de brad natural, acum preferăm varianta ecologică. Cred că mai bine mergem un pic în pădure, 26-27, un pic călătorie în natură. În copilărie, mă gândeam din copilărie. Da, în copilărie, da, aveam brad natural, am avut și un brad de plastic, l-am pierdut așa pe parcurs în ultimii ani, am renunțat la el. A fost o plăcere, doamna profesoară, doamna viceprimar, ca de fiecare dată, discuțiile cu dumneavoastră sunt o plăcere. Ați dat anumite și sens și anumite sensuri acestei emisiuni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și că ați dus-o pe Bubulina, da? Păpușa adusă de Moș Crăciun, da. Pe care v-a adus-o Moș Crăciun. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc sărbători frumoase împreună. Da? Eu și eu vă doresc sărbători minunate, să aveți parte în primul rând de sănătate, să aveți parte de bucurii foarte multe, iar moșul să vă aducă căldură în suflet. Multă căldură în suflet și multe bucurii aici, da? În inimi, nu neapărat material. Crăciunul este doar un motiv să fim, așa cum am spus, alături de cei dragi. Vă mulțumesc, vă doresc sărbători frumoase. Aici punem punct emisiunii cu doamna profesoară, îmi place mai mult, dar și viceprimar, Anca Popa. Revenim imediat, dragi prieteni, alături de următorul invitat.